De Paște, Cantina de Ajutor Social va pregăti pachete pentru persoanele înscrise. Astfel, beneficiarii vor primi pe 10 aprilie hrană caldă, cât și pachete cu hrană rece. Suma alocată fiecarei persoane se ridică la 170 de lei. Cu ocazia sărbătorilor pascale, asistații Cantinei de Ajutor Social vor avea un meniu special, care constă în hrană caldă, o friptură de pui cu piure, mâncare de mazăre, vor avea hrană rece, câte un kilogram de carne tocată, unul de carne de porc, un pui de aproximativ 2,5 kg, mezeluri, conserve, lactate. Pachetele pentru Paște vor fi distribuite celor 161 de persoane care mai beneficiază în prezent de hrana de la Cantina de Ajutor Social. Asta pentru că în urmă cu 2 luni, 151 de persoane au fost scoase din evidența cantinei și nu mai primesc hrană zilnică. Municipalitatea a explicat că a luat această decizie din cauza lipsei surselor financiare.